Zbor cu Air Concordia spre cupele europene. Cel puțin asta își doresc pandurii care visează să încheie turul de campionat pe locul 5, ultimul care asigură la vară participarea în Europa League. Ultima misiune din tur nici nu pare grea. Pentru a trece de Steaua și Oțelul în clasament, trupa lui Grigoraș trebuie doar să bată Concordia Chiajna la Târgu Jiu. Oaspeții sunt penultimi în Liga 1 și n-au bătut pe nimeni în deplasare în acest sezon. Pare un joc ușor, dar am avut ocazia, fiind în cantonament la București, pentru meci cu Rapid, am o parte din jucători. Am urmărit meciul din campionat cu Gaz Metan și pot să spun că până în minutul 60 Chiajna a avut 6 ocazii mari de gol. Pentru Gorjeni e cea mai bună toamnă din istoria participărilor în Liga 1. Cu o victorie cu Chiajna ar ajunge la cota 29 în dreptul punctelor. De probleme de lot nu duc însă lipsă. Contra Chiajnei vor lipsi Pleașcă, Băcilă, Stromaer, Vranie și Voiculeț, ultimul suspendat pentru cumul de cartonașe. Chiricheș este și el incert din cauza unei gripe rebele. Vrem să încheiem acest tur de campionat cu o victorie, să lăsăm o impresie bună celor care meci de meci au fost alături de noi. Anul nu se încheie însă cu meciul din această seară. Pandurii vor mai disputa și prima etapă din retur, tot pe teren propriu, contra Ceahlăului Piatra Neamț. Partida se va juca duminică. Este tot un alt meci, primul meci din returul campionatului. Ținând cont că se disputa acasă, suntem favoriți. Ținând cont că ceea ce am demonstrat până acum arată că echipa are valoare. Meciul Pandurii Concordia Chiajna se joacă în această seară de la ora 20.